Știre electorală de promovare. Flavius Nicolae Mateoi, candidatul AUR pentru funcția de primar al orașului Călan, declară că sunt soluții pentru toate problemele Călanului. O parte dintre acestea le-a gândit Flavius Mateoi împreună cu echipa sa de candidați la Consiliul Local, dar recunoaște că cele mai bune soluții sunt la cetățeni și doar împreună vor putea fi rezolvate și problemele identificate. În 2016, pe o suprafață de 40 de hectare din ruinele fostei uzine a orașului Călan, a fost inaugurat un parc industrial, în urma unei investiții a cărei valoare a fost de circa 40 de milioane de lei. Conducerea primăriei din Călan anunța la acea vreme, înainte de finalizarea proiectului, că noua zonă industrială va crea 1000 de noi locuri de muncă în primii 10 ani de funcționare. În realitate, parcul industrial este aproape pustiu, fiind închiriată doar o hală de 5000 de metri pătrați. Autoritățile susțin însă că parcul industrial este ocupat în procent de 75%. În realitate, este o zonă verde foarte întinsă, însă din rapoartele de activitate reieșite în ultima perioadă, parcul este ocupat în proporție de 75%. După cum vedem, realitatea arată total altfel. Sunt câțiva investitori care au venit pe platformă aici în parc și aici mă refer la, când zic câțiva, mă refer la investitorii mari, un depozit foarte mare, însă ce nu s-a făcut din acest punct de vedere pentru oamenii orașului Călan, 70% din cei angajați în parc vin din alte localități. Doar vreo 30% sunt cetățeni ai orașului nostru. În schimb, dimineața, în fiecare dimineață la 5:30, autobuzele pleacă spre Orăștie, spre Hațeg, spre Deva, spre Hunedoara. Și acest lucru, din păcate, este foarte trist pentru noi și pentru oraș. Păi probabil că dacă 75% din suprafața parcului este ocupată, cu siguranță că este dată cuiva. Noi, AUR Călan, o să luăm toate evidențele la mână și o să vedem cui este dată, iar cei care au promis că fac investițiile, dacă nu se țin de cuvânt și nu duc investițiile sau măcar să le înceapă, nu mai vorbim de dus la bun sfârșit, dar măcar să le înceapă, o să luăm măsurile necesare să eliberăm suprafața încât mari investitori și mici investitori, atât de pe plan local, cât și de pe plan național, internațional, să vină să investească la Călan. Se poate împăta pentru oameni din Călan, se poate să vină să muncească acasă, să nu mai meargă dimineața la Sebeș, la Orăștie, la Simeria, unii chiar la Deva. Aceste, zic eu, cele două ore de navetă contează foarte mult. Este un timp care se poate petrece